Strada Sfinților din București are o istorie lungă, fiind situată în centrul capitalei, aproape de Calea Moșilor. Pe această stradă, în imediată apropiere a Bisericii cu Sibile, se află Palatul Nobles. Acesta își înalță măreția ca o clădire de poveste, înconjurată de o grădină cu aspect parizian, care, privită din unghiuri diferite, parcă se deschid mai multe scene. Corpuri de clădire volumetrice, eclectice, fascinante. Povestea acestei clădiri a fost continuată de la un moment dat de către o familie și de către o echipă pasionați de restaurări, de cultură arhitecturală, de tradiții. Bine ați venit la Palatul Nobles! Clădirea are 135 de ani de existență. În anul 2012, echipa noastră Nobles Group a achiziționat această minunată clădire pe care ne-am dorit din tot sufletul să o reintroducem în circuitul cultural al Bucureștiului. Noi am venit cu întreaga echipă și ne-am apucat de proiectul de restaurare și consolidare. Ne-am dorit să facem un lucru de anvergură, să readucem această clădire la viață, așa cum era ea în 1881. Competențele noastre în domeniul restaurării, construcțiilor și arhitecturii au dat roade, astfel încât astăzi ne putem mândri că avem o clădire care este emblematică în Bucureștiul de astăzi. Cu toate că am folosit tehnologii noi, materialele pe care le-am folosit au fost cele specifice epocii respective. Mă refer la ipsos, ciment de var, câlți de cânepă și seu de oaie. Primul că mi-am dorit o clădire istorică să vorbească de la sine și să reprezinte valorile în care brandurile Nobles Group cred și pe care le promovează. Respectul pentru istorie, pentru tradiție, pasiunea noastră pentru stilul clasic, prețuirea pe care o dăm operei, muncii pe care artiștii, artizanii o fac. Noi am reușit prin acest proiect să-i dăm extrem de multe funcțiuni, fiind astăzi atât un showroom de design, și pentru acest lucru vă propunem o incursiune în lumea designului interior, prin diferite stiluri, prin diferite perioade, de la baroc, rococo, art nouveau, art deco, urcând la etaj. Vizitatorii care ne încalcă pragul pot admira alte stiluri mai contemporane, iar demisolul este deja o experiență complet diferită, pentru că aici am vrut să arătăm ce înseamnă frumusețea stilului industrial, design, venind în completarea acestei călătorii în lumea designului interior. Demisolul funcționează astăzi ca sediu al birourilor noastre. Lucrează peste 20 de oameni, atât pe zona de proiectare, design interior, arhitectură, cât și evenimentele culturale. Dar de asemenea găjduiește și un spațiu complet inedit, care se cheamă biblioteca, fiind zona noastră de inspirație, de documentare, de cursuri pentru design interior, dar de asemenea și un spațiu pe care îl punem la dispoziție și altor clienți, companii, care vor să-și organizeze diferite evenimente. Este un concept unic, atât în România cât și în Europa, pentru că pe lângă un showroom de design funcționează și un centru al artelor, un centru al evenimentelor culturale, care sunt organizate și susținute atât de noi prin Asociația Culturală Nobles, în parteneriat cu alte ONG-uri, alte asociații. Este un spațiu pe care îl oferim clienților care vor să-și organizeze diferite evenimente corporate sau evenimente private. Este un spațiu în care se țin filmări, mini-conferințe, se țin workshop-uri. Este un spațiu în care organizăm spectacole, în care organizăm lansări de carte, vernisaje. Un spațiu pe care încercăm să-l deschidem cât mai mult publicului, prin tot ceea ce facem. Iată, am reușit să dăm cu adevărat viață acestui spațiu, care astăzi primește mii de vizitatori, am găzduit sute de evenimente, toate fiind o experiență memorabilă pentru cei care ne-au călcat pragul și care au rămas cu adevărat copleșiți și uimiți de munca pe care am depus-o, de tot profesionalismul echipei noastre, de arhitecți, de proiectanți, de specialiști din toate domeniile. Pentru că, într-adevăr, ceea ce se simte și ceea ce se vede în acest spațiu este pasiunea și toată implicarea și tot sufletul pe care l-am pus în acest proiect, alături de oameni cu adevărat competenți și plini de pasiune.